Mamă, simt, simt, mamă, ultima guriță, ultima guriță. Vrei, vrei, nu vrei, nu vrei, bine. Energizat, bună ziua! O venit Draculas cu domnul Motan! Bă, Draculas, bă, 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 tămâna, tămâna. Dă-le-o, bă, tămâna, bă, iarăși mă aduci în locuri de astea secrete. Tămâna, mâna, dar nu-ți cura, au, îmi dai curanga peste degete. Au, bă, bă, mă doare, au, au. Tămâna. Draculas? Draculas? Bă, Draculas, bă. Bă, domnule Motan, ce-mi faci tu mie? Unde ești, bă? Unde sună? Bă. Bă, bă, am urcat pe aici prin spate, cum a luat valul. Aoleu, cum se ia valul, bă? Bă, sud tot, îmi este frig. Bă, iarăși, iarăși, bă, ne ajungem pe bărci de astea secrete, iar venim aici ilegal. Da, bă, când avem bani să mergem pe așa croazieră și am venit cu bărcuța noastră. Bă, tăteam și noi frumos acasă cu Dracula Junior, ni jucam cu el și când colo, bam, piste cap cu ranga. Mă trezesc aici, aici mă trezesc. Bă, vreau să scap și eu odată de Dracula Junior, bă, că nu mai suportam, bă, să fiu mușcat de picior. Nu mai suportam. Scade Dracula Junior, nu? Asta, asta vrei tu, bine, bă, bine. Bă, da, da, o să-ți placă, o să-ți placă că am văzut că aici vin cei mai mari bogătani pe planeta asta și vin cu acela să-ți arăt ce frumos e aici. E gol, e gol, domnule Motan, unde-s bogații, e gol, uite. Uite, gol, miroase, vină cu aia, vină cu aia și trage, trage materialul ăsta în pinaț. Miroase materialul ăsta de aici. Vezi, miroase a curat, bă, a curat. Dacă ar sta lumea aici, n-ar mirosi a curat. Da, bă, acum că zici, chiar e ciudat că nu-i nimeni pe aici. Bă, alo, bună ziua! Bă, ce-i aici? Bă, orice face să nu te atingi de astea, fiindcă... Bă, bă, unde scrie, unde scrie danger, bă, să nu, 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 bă, bă, ce, bă, bă, de ce, de ce dai cu ranga, bă, că o bubuit? Hai, bă. Mi-am luat, bă, și eu un energizant aici, că m-ai adus aici, bă, m-ai adus aici ilegal și tu te aștepți să nu ia să beau din energizantul ăsta. Stai să-mi iau gură. Mamă, ce bună-i, mamă, ce bună-i, stai să-mi iau gură. Mamă, 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 simt, simt, mamă, ultima guriță, ultima guriță, vrei, vrei, nu vrei, nu vrei, bine. Energizant, bună ziua, a venit Draculas cu domnul Motan. Ia de aici. Mamă, ce bun energizant ăsta, doamne. Bă, ai omorât oamenii, bă, de aici, nu-i mai omoră. Dar de fapt, trebuie să-i omorâm, bă, trebuie să-i omorâm acum că a fost... Au fost martori la ce ai făcut. Martorii lui Jehova au fost. Care m-a rămas? Omoare. Care m-a rămas? Da, stai, Tano, ia-mă de aici. Da, ăștia sunt oamenii. Wesley. Draculas, n-am vrut să dau în tine, dar glonțul a zis că ești frumos și că vrea să fii cu tine. Bă, dă pe mâna. Au, Wesley. Așa, ridică-mă, ridică-mă. Gata, Draculas. Ia, bă, omoară, bă, omoară, uite cum face aici, bă, dansează corpul ăsta, da? Nu mă încoace, mă. Da, stai acolo, ai noroc, ai noroc de tata asta. Bă, domnule Motan, n-a ce-am făcut din vina ta, m-ai pus să bea energizantul ăla, bă, deci mă energizantul tu în ultimul hal. Tu l-ai băut, bă, că tu ții ce rasetii. Sari în apă, acum, fii atent că fix în cola acolo, Sari, ești pregătit, ești pregătit de mie, ești pregătit, uiți fix la mine, fix în cola acolo, Sari. Oh, na, bă, vezi, fix în cola, că am sărit, că sunt, bă, bă, Draculas, bă, ce caută mic gol aici? Ți-am găsit fratele, bă, aici. Ia uite-o. Bă, lasă! Fratele meu, nu? Am! Bă, frate ca frate, dar ce caută Miguel aici? Miguel? Da. Miguel! Bă! Săracul, bă! O venit și el în vacanță. O venit și el în vacanță, nu? Nu, venit și el în vacanță, nu? Vino încoace, Miguel, tu vii în vacanță, nu? Tu nu știi să te joci cu Dracula Junior acasă. Vino încoace, Miguel, aici. Vino încoace cu mine. Să nu-l omor, nu? Să nu-l omor. Asta e dorința ta. Deschide acum ușa asta. Deschide ușa asta cu Miguel. Trebuie să vorbesc ceva cu Miguel ăsta. Nu, Miguel, nu fuge. Nu. Da, lasă-mă să-l duc aici în sauna asta unde moare, o să moare de cald. Ieși acolo, domnul Limotan. Ieși din sauna. Hai, Miguel, hai. Da? Lasă-l aici, bă, lasă-l acolo, n-a cam închis ușa. Bă, acolo stă, bă. Uite, o venit cu fratele lui. Bă, da, familia asta numeroasă, bă, vină cu Miguel, vină cu acea. Pe ăsta lasă-l, bă, pe ăsta lasă-l, pe ăsta-l iau acasă. Da, să-l las, îl iau acasă, da, să-l las, nu? Să-l las, nu? Vină cu acea Miguel, tu crezi că te joci cu dracul ăsta aici, da? Unde vrei să fugi, da? Vină, mă, cu acea, mă, acum, bag-te, mă, acolo, bag-te acolo, băgați-vă aici. Și să nu vă auzi pe unul că zice țam și nici măr și nici pâs, mai ați auzit? Unul dacă o spus am, mi-a băgat capul în... Aaaa! Deschide! Bravo, bă, bravo, singurul, dă-le, bă, dă-le, nu, 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 aaaa!
Uite bă că a supraviețuit Miguel 1 și Miguel 2. Dar tu, tu ce ai făcut? Vai de capul tău, fix ca Dracula Junior ești bă. Intră bă acolo, intră acolo, intră acolo și ține bă ușa asta. Ține ușa asta închisă. Bă, să nu intre acolo că eu cred că e un act din nebunii la mine și iarăși mă apucă. Orice îi face să nu te uiți pe geam sau să intre acolo. Te rog mult, da? Draculas, ce e aici? Bă, cumva ai adus pe toți Miguel aici? Pe toți, bă, i-am prins. Deci pe toți au venit după tine, te-au urmărit și i-am pus aici. Și ce înseamnă asta? Prăpăd! Cum adică, bă, prăpăd? Dă-te un pic, dă-te un pic, da, da, prăpăd înseamnă prăpăd, prăpăd, luați migălilor, saună, saună, vă face dracul la saună, toți migălii, uite cum încearcă să iasă, încearcă toți să iasă, să-ți bag unul în altul, luați aici, foc! Nu mai am ce să zic, Draculas, Draculas, ești ok? Uite, bă, ce-ai făcut, bă, le-ai dat la tot foc, au murit toți, au murit toți, bă, bă. Bă, mai, o mai rămas câțiva în viață, bă. Bă, e prea, e prea fierbinte pe sauna asta pentru ei, bă. Ei pârjolit, Draculas, dai că îi ajut acum. Asta acum fratele vostru, Draculas, miguelilor. Bă, bravo, bă. Bravo, te-ai băgat. Uite, uite-te la ei ce fericit sunt. Uite, bă, uite ce ai făcut, îți place? Da, bă, îmi place. Uite, acum sunt mai negri și ei, bă, s-au bronzat cum trebuie. Bă, mai miguelul. Negri. Bă, uite-alea că la ei, bă, că nu mai au piele pe ei, efectiv. Au arsuri de gradul 10, bă, nu de gradul 2, de gradul 3. Bă, lasă-mi pe gradele, bă. Bă, tu cumva ai închis ușa după tine? Din greșeală, din greșeală. Bă, și asta e stricată, bă! Bă, lasă-mă, mă, o să murim într-o saună! Bravo, bă, în loc să mor frumos acasă de bătrâneți în patul meu cu Dracula Junior lângă mine, mor aici, bă, într-o saună ujegoasă cu miguelii tăi. Bă, privește partea bună măcar. Suntem înconjurați de migueli. Nu, Miguel, trebuie să ies, vă rog, dați-mi drumul, vă rog! Stai bă, că te ajut eu acum, stai așa, stai acolo, da? Aici stau. Fii atent. Ia mă, Doamne, ia mă! Închide ochii și fă-ți o rugăciune. Ia mă, Doamne! Auleu, i-am omorât pe toți Migueli. Bă, Draculas. Ia, Doamne, Motan. Haide să găsim o cameră și să-l batem pe ăla care stă acolo. Să o luăm noi, bă. Uite, îți place camera asta? Eu zic că nu. E prea urâtă, prea mică. Bă, cum adică să nu-mi placă? Păi sunt două paturi, bă. Unul pentru mine și unul pentru mine. Păi nu, bă, că trebuie să fie doar un singur pat și tu să dormi afară. Bă, eu cred că la care să doarmă afară ești tu, bă. Bă, Draculas, vin încoace. Ți-am găsit pătuți, bă. Aici să dormi. Aici să dorm eu? Mulțumesc, Doamne. În sfârșit, mă fac să ascultate dorințele. Cel mai confortabil pad din viața mea. Cel mai confortabil pad. Avem și telefon aici. Pe cine suni, bă? Alo? Da, așa. Și eu pe cine suni? Telefon. Alo? Ce faci? Nu a fost așa dor de tine? Părinte Berzelius? Te sun aici, sunt cu domnul Motan pe o croazieră. Da, pe o croazieră. Nu normal că nu avem bani. Da, am venit aici ilegal. Dar nu de asta te-am sunat, te-am sunat să văd cum mai este casa noastră. Cum adică, bă, care e casa noastră? Casa noastră! Alo? Alo, părinte Berzelius? Mi-a închis, bă. Te era fericit. Bă, Draculas. Bă. Da? Tu nu ai apelat pe nimeni, bă. Cu cine ai vorbit? Cu părintele Berzelius, bă. Cum adică n-am apelat pe nimeni? Că l-am auzit-o la telefon, cum mi-a spus. Și nu m-am întrebat... cunoscut, bă. Cum, bă, că l-am format, bă, eu văd că scrie acolo, ia uite, 07 în cartelă, bă, ce număr necunoscut? Auleu, de capul meu, nu știu ce s-a întâmplat cu Berzelius și cu tine atunci, dar nu mai trebuie să pun întrebări. Berzelius e la casa noastră și are grijă de ea, așa mi-a spus. Doar hai să ne bucurăm de croazier și după aia mergem acasă să vedem care mai e treaba. Hai bă, hai să vedem ce mai este pe aici, bă, hai să ne bucurăm și de croazieră. Bă, am alunecat, bă, ce-ai făcut aici, domnul Limotan? Am scuipat din greșeală. Bă, era să alunec, bă, să cad, Doamne ferească, era să cad pe geamul ăsta, bă, era să mă duc, și cum era să mă duc, era să cad, bă, era să cad să mă duc așa, wow! Bă, Draculas, unde ești? Aoleu, cum ai făcut asta? Ce-ai făcut? Magie! Ce magie, bă, că tu ești vai de capul tău, tu nici măcar nu știi bă, să stai. Bă, tu ești vai de capul tău, nu știi, bă, să mănânci din farfurie. Tu vezi ce e aici?
Mamă, bă, vechituri. Da, vechituri, n-am mai crezut, n-am mai văzut vechituri, bă, Dracula Junior valorează mult mai mult decât astea. Ce vechituri, bă, că astea putem să le luăm, să le vindem, bă, să le furăm, bă, să le furăm. Și tu crezi că poți să furi de aici din barca asta, nu? Din vaporul ăsta. Tu crezi că poți să furi, uite, bă, o poză cu tine când erai o epavă. A, da. Poză cu mine, da, când eram epavă, da. Ia, da. Uite puțin mai bine la ăla, da? Uite, ce vrei să văd. Uite, bă, i-am dat puțin în culoare cu sângele tău, bă. Oasă-li. Unde vrei, bă, Dracula, să mă duc, zi? Bă, te duc aici, că știu eu, este un loc aici, este un prieten bun de-a meu. Te mă duc prieten să-ți fac bun cunoștință cu el. Da, bă, că înainte să ne găsim noi, domnul Limotan, am avut altfel stil de viață, știi? Și am eu un prieten aici foarte bun și săracul n-au... Păi, ușa deschisă. Bă, ai grijă. Să nu fii speriat, fiindcă el simte teama și dacă simte teama, îți mănâncă ochii din cap. Ce zici, bă? Îți mănâncă ochii din cap. Și uite, aici este prietenul meu. Bă, care nu trebuie să fie prieten? Bă, pe ăsta e gardianul și ăștia doi doctorii care aveau grijă de el. Bă, singura opțiune care putem să facem e, cum a spus odată cineva, Willy, nebunul. Bă, nu-i timp de joacă, bă, Dracula, trebuie să plecăm de aici dacă o ieși prietenul tău din închisoare, bă. Bă, Dracula, bă, ieși, bă, de acolo, bă. Bă, Dracula. Ten. Cine ești? Nu, pleacă. Eu sunt prietenul Draculas, vino cu ace. Pleacă. Unde-o plecat, nu mai vreau la croazieră. Ah, ce bine a fost. Domnul Limotan, bă, hopa. Draculas. Ce faci, bă? L-am văzut pe prietenul tău, bă, a vrut să mă omoare cu un cuțit, bă. Bă, taci, bă, că prietenul meu e prietenos, nu a vrut să moare nimeni, bă, doar, hai să mergem să ne culcăm, fiindcă a fost o zi grea și ești obosit și nu mai gândești limpede, crede-mă pe mine. Au, bă, vrei să ne bate, nu? Nu mă încoace! Hai să dormim, că eu nu mai pot. Bă, nici eu nu mai pot, bă, mi-este așa somn, hai, dă-te, domnule Motan. Bă, mai întreb ce ăsta de aici, un om care doarme, bă, un om care... Eu nu cred că doarme. Te uita în față. Bă, de ce-i sânge pe pereți? De ce-i oameni morți acolo? Bă, sunt oameni morți. Bă, ce se întâmplă și aici? Bă, nu mai pun întrebări, ci doar... Eu mă culc, bă, eu nu mai ezi sub patul ăsta. Și cred că ar fi bine să faci tu la fel. Stai așa că eu nu mă încred. Trebuie să baricadăm aici când mai pot. Baricadează, bă, baricadează. Gata. Hai. Și eu mă pun sub pat, bă, sub pat. Ai zis că-i prietenul tău, dar nu-i prietenul. Taci, bă, și mănâncă grenada asta. Ce grenadă? Un s-o dus. A plecat grenada. Eu nu mai pot, un limotat. Nu mai pot, 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 nu mai pot.